Materialul antiderapant și sare aruncate pentru dezăpezire au deteriorat șoselele, iar șoferii sunt singurii care au de suferit. Oamenii spun că firmele care asfaltează nu respectă normele și din acest motiv apar gropile. Cei care trebuie să le repare, cei care să comande așa ceva, au alte priorități personale, după părerea mea. Dar asfaltările se fac de mântuială, de nu rezistă asfaltul de la un sezon la altul? Nu se fac de mântuială, domnișoară. Pentru asfalt există o anumită rețetă, să-i spunem așa. Și dacă în această rețetă nu pui ce trebuie, este la fel ca la o mâncare, nu iese bună. Mă mir că acum două zile nu era. Acum două zile nu era și asta presupune că a fost plombă pusă. Plombă pusă de pe urma unei lucrări și uite cum au pus-o. Pe perioada umedă, uite ce s-a întâmplat. Lucrări de mântuială? A, bineînțeles, astea sunt lucrări de să meargă. Dar de ce m-ați prins pe mine? Ca să-mi arătați gropile, arătați-le primarului. El plătește tot aici. După prima zăpadă, marile artere din București sunt pline de gropi și de nivelări. Probleme au apărut în special pe șoseaua Ștefan cel Mare, Pantelimon, dar și pe bulevardele Pache Protopopescu și Barbu Văcărescu. Reprezentanții administrației străzilor nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere.